Păi comune. Normal că la fast food. Adică ce fac ăia în programare? Pur și simplu stau pe un scaun toată ziua și... Exact, stau, nu fac nimic. Asta ar fi răspunsul pe care l-ar da cineva care n-a încercat ambele variante. Eu am făcut-o și în clipul ăsta o să vă dau răspunsul. Din perspectiva mea și a joburilor pe care le-am avut, rocking my face aici și pe stradă, de ziua liberă mă duc și eu la săriță, începul să burnițeze puțin, evident și masca, că totuși e 2020, rocking și umbrela, pentru că brează puțin și nu știu cum va fi când ies. În primul rând, ce înseamnă greu? Greu din punct de vedere fizic, greu din punct de vedere mental. Cred că intuiți și voi care și cum e. Ideea ar fi, care din aceste tipuri de greu se simt cu adevărat greu și își pun amprenta asupra ta. Vă spun sincer că în primele zile când m-am angajat la fast food, mă simțeam ca într-o vacanță. Deși dacă aveam timp să dorm, stăteam toți în picioare și munceam și alergam pe acolo, mintea mea era liberă, era liniștită. Și eu mă simțeam ciudat. Bă, ce se întâmplă? Adică era neobișnuit de liniște înăuntru, era calmitate, nu era stres așa tare. Wow! Pentru prima dată, efectiv, îmi simțeam la lucru mintea liniștită. Și evident că nici în programare nu toate zilele sunt așa, dar stresul acela și nivelul acela de solicitare mentală își pune amprenta atât de mult asupra ta, încât simți și fizic. Aici, la fast food, muncesc fizic, da, 6 zile pe săptămână. Dar dacă mănânc cum trebuie, dacă îmi dau timp să dorm măcar 7 ore pe noapte, mă refac și pot să duc. Și chiar dacă trupul meu e obosit acum, încheieturile mă dor, simt că aș putea să duc în continuare. Nu mai spun, dacă îmi dai măcar 2 zile legate cap la cap și le mănânc și le dorm, ești ca nou aproape, baby. În schimb, în programare îți trebuie luni de zile de pauză și probabil nu o să te refaci oricum. Adică eu nu mai lucrez aproape 6 luni și simt că m-a refăcut. Dar o vacanță sau un weekend nu-ți face nimic. Deci, în opinia mea, răspunsul final e că în programare, overall, e mult mai greu. De asta e și mult mai bine plătit. De asta oamenii au o condiție mai precară a sănătății. De asta o să-i găsiți cu boli autoimune, cu diabet și stres, probabil, mai mult decât unul care e la construcții. Totuși, dacă m-ați întrebat acum unde aș vrea să lucrez, răspunsul ar fi clar în programare. De ce? Pe lângă faptul că am studiat câțiva ani buni și m-am pregătit și îmi place foarte mult, sunt și avantaje. Și o să fac un clip în care o să vorbesc despre avantajele și dezavantajele lucrurilor în programare versus lucrul la un fast food sau lucrul fizic, ceva necalificat. Un clip pe care o să-l pun în dreapta sus acolo să-l vedem. Evident că părerea altora va fi diferită, dar din nou, am dat răspunsul din perspectiva mea. Am început ploaia sub begică, mersul de vizionare. Abonați-vă pentru următoarele clipuri. M-am venit așa 2013 pe asta. Și dacă e totul bine, sper să ajung curând. Salut, stay safe!